A, e Sony. Fuck. Am crezut că e Panasonic-ul, ca să mă văd și eu. Da, astăzi este sâmbătă și nu am făcut nimic până la ora asta, în afară de cumpărături. Dar vrem să mâncăm ceva bun în seara asta. Video nu e sponsorizat de absolut nimeni. Dacă vedeți brand-uri pe aici, e normal, pentru că cineva trebuie să producă chestiile astea pe care le facem noi acum. Vrem să facem un burger, un mici burger vreau să facem. Da. Ar suna interesant un mic burger, dar... Dar sunt mai mulți mici, trebuie să fie mari, sunt mai mulți mici, da. O să începem să facem mici în prima fază. Am căutat niște rețete și aparent... Da, pentru că vrem să facem mici noi, personal, nu să luăm la caserolă. Aparent e destul de greu, să vedem dacă ne iese. Că n-am mai făcut până acum. Mă rog, de și ne iese dacă ne iese și gustos. Filmezi tu ca să prezinti eu ingredientele sau prezinti tu? Deci am luat așa. 1 kg de carne de vită, am luat-o noi separat și ne-a tocat-o acolo. Spată mânzat fără os și 500 de grame de fleică porc, mai grasă, ca să iasă micii buni și pufoși. Niște pâinică de-asta, niște chifle de-asta de burger, speciale mari așa. Salată de-asta creață, Da. Se vede bine? Da. Usturoi. Roșii. Am luat niște sosuri, și anume ketchup extra iute. Asta e pentru mine. Sos de usturoi de la KFC. Am găsit și noi în sfârșit în magazine. Era ultimul? Ultimul era, da. Și muștar din tecuci iute. Iar acum am luat asta, o să nu știu, să-i explice Ana ce rețetă a găsit. Niște cuburi de supă de vită. Și că trebuie niște supă. Cu asta o să amesteci apa. O să dizolvi un cub în 300 ml de apă. Și pus în carne. Da, și că avem nevoie de apă. Multe rețete spun că trebuie să pui supă de oase. N-am găsit așa altă ceva. Dată. Da. Și am găsit o rețetă care spunea că trebuie să punem de asta. Și am luat așa. Cimbru. Usturoi. Piper. Boia de ardei iute. Rețetele spun să pui și boia de ardei iute și boia de ardei dulce, dar noi suntem hardcore și punem doar iute. Și bicarbonat de sodiu. Și acum eu o să filmez. Și Ana se ocupe de mici. Așa funcționează. Așa funcționează treaba. Așa funcționează? Păi dar nu, n-am semnat pentru asta. Haide. Am început cu cei mai greu și anume usturoiul. După 2 ore am curățat acest usturoi. Ce mănânci acolo? Croissant. Facem și niște mici burgeri? Mhm, uh-huh. Hai. Go! Hai să vedem. Asta este vita. Sunt curate pe mâini. Pun-o pe vită aici. Așa. Pe-i porcul. Am puține grăsime. Și că va trebui să o frământ. Așa. Și acum punem condimentele. Ok. Începem cu boia, da? Că-s larg de aici. Și ai zis că o să punem la ochi, da? Punem la ochi. Dar trebuie întâi să amestecăm un pic carnea asta? Ba, cred că da. Frământă, frământă. Bărbat la cratiță. Așa trebuie, a creatiță! Cât de iute e boia asta? Nu știu. Pune... Așa? Da, e de ajuns. Pune limba pe căsătură de... un pic. Da, un pic doar. Piper, am luat piper mărunțit cu coriandru. Nu pune mult piper, că nu-mi place. Am pus mult? E ok. Gata, gata, gata. Dar mă filmez pe mine sau filmez aici ce fac? Te am pe tine. Usturoi. Nu pune mult, că ai... Gata, atât? Da. Ai și de asta proaspăt o grămadă. Da. Ce mai avem? Cimbru. Stai de la mișto cu resigilabil. Nu-ți cunosc cimbru.
Bă, dacă nu-mi place asta. Ție ce-ți place? Chili flakes și atâta. Și nu putem să punem. Punem și usturoiul tot acum? Da. Asta o să dureze ceva, așa că ne revedem după ce ajunge tot usturoiul în carne. Cameraman, ne vedem după ce punem usturoiul în carne. Gata, am pus tot usturoiul. Cam ăsta e. Eu zic că nu e mult. Ana zice că e mult, eu zic că nu e mult. Ce părere aveți? E mult usturoi? E mult. Mie-mi place usturoiul. Deși ești vampir. Deși sunt vampir, da? Vrei să punem, vrei să amestecăm acum și după aia să pui vita și cu bicarbonatul sau să punem și acum totul? Nu, le amestecăm întâi. Okay. Punem un pic de bicarbonat. Da, amestec cu o lingură de lemn, nu? Cu mâna se amestecă astea. Știi. Hai să încorporez așa un pic și după aia. Bine, cu mâna. Hai, stai un pic ca să punem și bicarbonatul. Ați scos ceasul pe care îl găsiți în descriere, link, afiliere, să fac și un mânuț. Să ne scoatem și noi banii pe mici ăștia. Hai, fă bicarbonatul ăla de coț. Ce mai ce zi? Pun un pic de oțet în care să sting bicarbonatul. Atât de un pic? Cred că... Păi nu știu exact cât. Stinge-l, dă-l în spanac. Ce trebuie să pui? O lingură. Pune. Ajunge. A început să sfâsie. Vrea stins. A început să sfâsie. Să sfârie. Și acum da, spui spuma asta în... Da. Hai să punem și vita, nu? Nu, asta o pui treptat. Tip ce amesteci, ce o frămânți, pui apa asta diluată cu... Bine, ia. Vita. Trebuie să îmi dai un recipient, să amestec... A, păi deci o punem acum, asta zic. Da, mă, o facem, o preparăm, diluăm într-un... Și câte cuburi de-astea punem? Unu, cică în 300 ml. Două cuburi într-un litru de apă. Deci un cub la 300 ml de apă. Deci punem două cuburi la 300 ml de apă? Nu, unu! Păi nu zice concentrat, aici zice pentru că să faci supă, nu... Mă, un cub la 300 ml, ce înțelegi? Da, caluma, caluma, nu fii delicată cu ea. Sunt curată pe mâini, m-am spălat 20 de ori. Nu știu de ce simți nevoia să spui de parcă ar mânca oamenii. Dacă tu ești confortabilă să bagi mâinile în carnea pe care o vei mânca, înseamnă că ești curată, nu? Da, și îmi va trebui apică, ca să se lege mai bine, cred. Apa aia cu vacă. Apa cu vacă. Vaca asta compresată într-un cub. Trebuie frământată 40 de minute, dar... Te las și mă să mă uit la știri, la meci, la ceva găsesc eu pe YouTube. N-a de aici! Ce-a? N-a de aici! Că filmez cu o mână și pun supa cu cealaltă. Uleu, ce frige! L-am avut la cuptorul microunde. Nu sunt convins că e bine ce fac. Gata, gata. Murdări crăpa? Nu am murdărit-o. Cum e? Hai să ai gustat și mai trebuie... Mai trebuie condimente, da. Ok, ce mai punem? Hai să vezi, punem niște sare, nu? Mhm, dar mai punem supă ca să... Că și aia e sărată. A, da. Hai, pune supă. S-a integrat ca lumea în carne așa, supa? Da, da, are nevoie de niște apă, lichid. Mai punem niște piper. Nu piper. Nu, piper! Niște buia. Și? Mai pune niște cimbru? Da, dar aș mai bea niște chili, ceva. Hai, căutăm la mama, să vedem dacă are ceva. Uite. Gata, gata. Supă. Coming right up. Gata. Să fie o pastă omogenă, cică. Chili. Vrei chili? Da, punem chili la... De ce nu-ți place? Punem chili la mici? Ce are? Nu știu. E chili? Da, iute. Chili cu mici, mici cu chili.
Are o culoare ciudată chili ăsta. Trebuie să fie roșu. Tu ai o culoare ciudată. Supă. Supă, supă, supă. Da, sper să dai pe mine. Cred că e scârbos să filmezi, nu ai. De ce? Eu cred că e gustos. Parcă și văd deja, parcă îi simt. Pune un pic de ulei, asta chichitica aia de aia care nu... Da, eu n-am încredere în asta. Un pic. Un pic, da? Eu sculează cum îi modelezi. Vedem acum. Pe nu, nu vedem acum, trebuie să-i modelezi, dar cu apă. Acum, dacă merge sau nu. Îți trebuie o... un bol cu apă în care să ai mâna umedă. Nu merge așa, bobo. Nu merge așa. Mami, ascultă-mă. Dă-i bătaie, dă-i. Uite, un mic. Uite, e un mic? E un mic, da? E un mic? Da, da. Hai, închide camera și dă-mi un bol cu apă. Da, iar poți și așa, dar mă ajută și un bol cu apă. Bine, pa. Aproape am umplut tigaia. Ana zice că-s mari. Da, vedem, imediat. Niște mici mari. Mic mare. Depinde unde mănânci. Dacă mănânci la Dedulești, ăștia-s mici, mici de Dedulești. Mici, foarte mici. Ăsta e mare, aici. Mai întinde un pic. Ha, ia. Cam așa arată micii noștri. Iar acum o să ne apucăm de montat burgerul. Montăm vlogul? Montăm burgerul. Vlogul îl edităm. Am pus asta un pic pe tigaie. Nu știu exact cum se face ordinea, că e ordine. Dar o să pun niște ketchup întâi. Nu? Da, da, dar nu mult. Vezi că e extra iute, Bobby. Pentru tine s-ar putea să fie prea mult. N-am băut nimic în seara asta. Să mă aud iar că... De explică oamenilor că ai băut o bere atunci. A fost foarte amuzant pentru că am pus un video pe mașină pe bune cu noua mașină a noastră daily. Și la sfârșitul videoului am făcut așa un pas mai mare, așa ca să intru în cadru, că n-avea GoPro pe cap și a sărit toată lumea. Mamă, că te-ai împiedicat, că era să mori, că te-ai băut până în ultima secundă. Nu ați link unde scrieți, vă uitați, nu știu la ce minute, 9:50 ceva parcă. Mai cumpărăm salata. Sau punem mic? Salata. Micii. Salata. Salata? Nu mici? Hai, micu. Pune micu, dar pune mic frumos. Micu. Un mic frumos. Căutam un alt mic frumos. Nu prea sunt frumoși ăștia, nu știu ce, dar... Încă un mic frumos. I-am tăiat... Am tăiat un mic și este făcut și în interior. Atât ajunge. Și încă un mic. Acum salata, nu? Da. Așa? Da. Sau punem ceva încă sos acum? Nu, ajunge sos. Cum ajunge sos? Ajunge sos. Ce sos a avut? Nu, înainte de salată, înainte de salată. Punem niște mușărel. Ce e asta frate aici? Lasă că mănânc eu, stai aici. Și ăsta e iute. Da. Mergea mici fără muștar și trebuie muștar aici, la mic, legat de mic, cumva să... Ok, salata. S-a construit la KFC. Dar nu pune mult. Gata! Pst, roșii. E un burger fresh. Fresh. Ok. Și pâinea. Ia stai, că știu, stai. Ai o frigăruie de-aia? Așa cred. Da, îi dau un WhatsApp lui mama și revenim. Până una alta am gustat un pic din mic și este superb. E puțin iute. Deci puteți să urmați rețeta noastră după ureche. Mâneți de toate până vi se pare bău, ok. Asta e, cam asta e rețeta. Ia uite-l. Zii tu. Ce să mai, mă? Uite-și aici.
Eu zic că arată absolut senzațional. Hai, mușcă. Thumbnail? Facem poze de thumbnail, mușcând de farfurii așa? Aaaaau! Fac din gata. Am făcut niște poze de thumbnail, să vedem pe care o alegem. Niște poze foarte amuzante. Dacă nu alegem pe aia amuzant, o să vă las acum. Aia amuzantă. Să vedem ce gust are. Abia aștept. Chiar e atât de bun? Sau da. Faci cald? Nu, chiar e bun. Sau faci teatru? Nu, chiar e bun. Și roșie e bună? Surprinzător, luată din supermarket, foarte bună. Se îmbină foarte mișto toate trei sosurile. Mai devreme am gustat cu muștar, dar acum sunt toate trei super tare. Nu așteptam să meargă sosul ăla de usturoi. Da, merge, perfect merge. Gata, mă mai lasă-mi și mie. Poți să faci compoziția de mici și să nu modelezi ca un mic, să modelezi ca un pateu de ăla așa, de, ca o parfuriuță, ca un burger. Da. Și faci mai mișto. De așa am putea face cu următoarele. Da, la înțeles că dacă facem mici burger, da. Facem mici. Cam atât pentru astăzi. O să terminăm și noi de mâncat asta. Și ne ducem acasă, că am făcut toată ziua astăzi. Și la noapte trebuie să mergem până la aeroport. Așa că mergem să dormim și noi un pic. Dacă v-a plăcut rețeta și dacă faceți și voi ceva de genul ăsta, dați-mi tag pe Instagram. @bpricope. Gata, nici memorie nu mai e zero. Gata. Ne vedem data viitoare. Pa. Intrați pe toate celelalte canale, pe toate conturile de Instagram. Ne-am împărțit activitatea pe toate conturile. Dacă vreți să ne urmăriți în tot ce facem, ne găsiți în descriere. Pa!